Iordache, scrisoare exploziv C3 Iohannis, după demiterea din funcția de șef al Institutului Revoluției Române, sunt ei singurul care pute interveni. Claudiu Iordache cere intervenia lui Klaus Iohannis, după ce a fost demis din funcția de director general al Institutului Revoluției Române din decembrie 198, înlocuit cu Gelu Voican Voiculescu. Conform legii numărul 556/2004 privind înființarea Institutului Revoluției Române din decembrie 1989, sunt ei singurul care pute interveni, în acest moment, pentru a mai putea opri confiscarea Institutului Revoluției Române de către un grup de membri ai Colegiului Național de București, ce încearcă să deturneze programele sale de cercetare și bugetul instituției. Conform legii, Colegiul Național al IRD este format din 25 de persoane inamovibile. În urma decesului a 5 dintre ei, absenței continue de la lucrarea multor altora din restul RI, unii membri ai grupului de București, inculpai, de altfel, în procese penale privind desfurarea Revoluției Române a mineriadei din 1990. Pot aduna voturile unei majorități relative pentru a împiedica cercetarea tinific nepertinitoare a fenomenului Revoluției Române, însuși sensul de a exista al Institutului, eveniment sângeros în urma căruia i-au pierdut via peste 1160 de români. Forând din propria voie în înfinarea unei a zise comisii de analiză, acest subliniere i-au somat abuziv Institutul se. Îi pun la dispoziție acte și documente din departamentele financiar contabili personal, ignorând faptul că Colegiul Național al IRD, fiind organ deliberativ, nu se poate substitui organelor de control ale statului, Senatul României, Curtea de Conturi. Prin acțiunile pe care le întreprinde această comisie dovedete ce scopul ei real este acela de a-l îndepărta pe directorul general, care se împotrivește semnării unui protocol de azis colaborare cu asociaie, încă neînfinat, numit Revoluia 30, gândit să preia prerogativele Institutului ia beneficiană legal de sediul și bugetul său. În fapt, s-a cerut demiterea mea pentru singura vin de a fi condus imparțial Institutul Revoluiei Române. Acțiunea de dat recent, precipitat de iminența încheierii proceselor politice care îi privesc pe unii dintre membrii ei, are ca finalitate accesul acestei asociații la deciziile și activitatea Institutului, cu perspectiva transformării unei instituții inifice a statului într-o anexă unei asociații non-guvernamentale. În al cărei statut este prevăzut un manifest politic și o hartă ideologic, identificându-se mai degrabă cu o mișcare politic prin statuturi obiective. Acțiunile pe care această comisie le-a desfurat în ultima lună în sediul Institutului au avut drept rezultat mixtiuni grave în activitatea IRD, împiedicat se, îi continue activitățile conform procedurilor și normelor unui institut de cercetare ce nu s-a abținut de la obligațiile prevăzute în legea sa de funcționare.
domnule președinte al României, solicit totodată intervenia dumneavoastră grabnic pentru deschiderea unei anchete prezideniale privind verificarea adevăratelor merite dovedite în Revoluția Română ale tuturor celor ce formează astăzi Colegiul Național IRD, urmând a fi decis înlocuirea celor aflați cel puțin în minim posturi moral în componența acestui colegiu. Actuala comisie de analiză, amintind izbitor procesele staliniste în care o sentinere a dat cu mult înaintea desfurii unui proces, a primit deja comanda de a vota cât mai curând demiterea mea în urma unor acuzaie inventate și total neadevărate. Ve solicit, domnule președinte al României, se ve sesizai pentru ca Institutul Revoluției Române să nu devină o pradă acestui grup clandestin de putere, nefiind vorba, în niciun caz, despre salvarea postului meu, ci despre supraviețuirea unui institut de cercetare istorică al statului român. Ve adresez, de asemenea, solicitarea ca în baza prerogativelor pe care le deinei se numi în Colegiul Național IRD, în locul celor decedai, 5 noi membri promovai dintre oamenii care în Revoluția din decembrie 1989 au dovedit participarea lor de onoare, curajoasă și semnificativ, la victoria Revoluției Române. Menionez ce în urma numirii unui nou colegiu național singurul care ar putea împiedica acum acapararea institutului într-o aventură ce ar compromite definitiv menirea sa esențial voi perezi funcția de director general. Ataez acestui memoriu un raport general al tuturor activitilor Institutului Revoluției din decembrie 1989, din anul 2004 până în prezent. Ataez, de asemenea, legea 556/2004 privind înființarea Institutului Revoluției Române din decembrie 1989 componența actuală a Colegiului Național, precum și o copie după propunerea înaintat Colegiului Național privind parteneriatul Institutului Revoluției Române din decembrie 1989 cu Asociația Revoluția 30 în chin existent. Propunere ce s-ar putea materializa prin preluarea de către Asociația Revoluția 30 a prerogativelor, programelor, sediului și bugetului institutului. În așteptarea interveniei dumneavoastră urgente, primi, vă rog, asigurarea întregii mele considerai. S-a arătat în scrisoarea transmisă de Claudio Iordache lui Claus Iohannis,